Da, scuze, dacă tot am primit amendă, aș putea să am și un număr de noastră de telefon, poate mai avem o cafea. Sigur. Cu mare plăcere. Mulțumesc! Zi bună! La fel! Ești nebun. Ai tupeu, Nicol? No! Okay. Știi ce e fericirea? Eu aș fi fericită să mă mărit, Giga. Prostii! Fericirea e formată din două componente. S-auzim. O femeie. A întâia. Și-o dați și 1300. Și să fie roșie. Da, șef, spuneți. Dați-mă ochelarii aia jos când vorbești cu mine. Păi nu cred că am o problemă. Dați-mă ochelarii jos. Dar ce a spățit domnul la ochi? I-am vorbit soției cu tu. Păi cum așa? Păi am venit din cursă și mi-a zis, hai mă să facem și noi sex, că eu n-am făcut de 3 luni. Și eu i-am zis, păi poate tu! Fă cum trebuie să fii bărbatul ideal. Bărbatul ideal? Da. Păi nu bea, nu fumează, nu înjură, nu înșală și nu există. Lasă-mă dracu că am treabă. Jesus Christ. That's Jason Bourne. Soacră mea aseară, cum ședea proțap, din perete ceasul i-a căzut în cap. Eu privind pendula ce-i strivise nasul, mi-am zis, nu aduce anul ce aduce ceasul. A inovat modalitatea de a face ciorbă fără apă. Am făcut însă și ciorbă, ciorbă țărănească. Și însă nu ieșea, deci am pus toate ingredientele, le-am tăiat, aveam bucate de bucate, dar nu ieșea ciorba la suprafață. Și a început să iasă fum, să mă așa, să mă mama în România, zice, mama, nu iese ciorba. Și zice, ai pus ulei, ai pus, da. A, înseamnă că n-ai pus destulă apă. Și tu am făcut să beau de apă la mine în ciorbă. Eu vreau, am fost convinsă, sincer, că toată zea mai gustoasă iese din legumele astea, din pui, din... De unde să știu eu că pui trebuie să fiarbă și el? Am mai învățat, acum sunt mai femeie mai serioasă.